Every kiss is better than the last. It's a home I've never known. A place I know will last. Momente emoționante pentru Cleopatra Stratan, care a îmbrăcat rochia de mireasă la doar 18 ani. Ea și-a unit destinul cu cântărețul Eduard Țanda, alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste de aproximativ 3 ani. Unul dintre cele mai emoționante momente a fost duetul tată-fică. Nu da întrebări, nu aștepta răspuns. Eu își am avut de spus, eu de mult spus. La poartă nu-i rău ceva în curs. Să crede-te-ți pe undeva spus. Și-a dorit ca Eduard Țanda să fie primul și ultimul bărbat din viața ei, așa că și-au transformat povestea de iubire adolescentină în căsnicie. Ia-ți mireasă ziua bună, de la tată, de la mum. Simpatici însurăței și-au dorit o nuntă intimă cu persoanele dragi alături și doar câțiva apropiați. Din lumea muzicii, printre invitați s-au numărat și Randy și Ioana Ignat. Our walls came crumbling down, now hand in hand we soar. Eduard și-a făcut costumul de mire la Adina Buzatu, iar Cleopatra Stratan a purtat în ziua cea mare o rochie neașteptată, altfel decât cea prezentată în videoclipul melodiei Cel puțin o veșnicie, pe care au lansat-o cu doar câteva zeci de ore înainte anunții. Spun că nu au fost deloc stresați pentru că au organizat totul din timp. O viață întreagă noi ne-am călătorit.